ziua elevii. Astăzi vom pune accent pe mărimile direct proporționale din modulul Rapoarte și proporții. Atenție! Începem! Vom investiga cum se modifică perimetrul unui pătrat în dependență de lungimea laturii pătratului. Deci, dacă latura pătratului este A, este egală cu 2 cm, atunci perimetrul pătratului, care este egal cu 4A, va fi egal cu 8 cm. Dacă latura pătratului este de 4 cm, perimetrul pătratului va fi egal cu 16 cm. Și dacă latura pătratului va fi egală cu 6 cm, atunci și perimetrul pătratului va fi 24 de centimetri. Observăm că latura pătratului se mărește de 2 ori și perimetrul se mărește de 2 ori. Dacă latura pătratului se mărește de 3 ori, perimetrul la fel se mărește de 3 ori. În acest caz spunem că lungimea laturii pătratului și perimetrul pătratului sunt mărimi direct proporționale. Deoarece valoarea raportului 2 către 8 este egală cu 4 către 16 și este egală cu 6 către 24. Deci, învățăm astăzi că două mărimi variabile, în cazul nostru, a fost lungimea pătratului și perimetrul său, care depind una de alta, astfel încât raportul măsurilor lor este constant, se numesc mărimi direct proporționale. Dacă una din mărimi se mărește, atunci și cea de-a doua mărime se mărește de același număr de ori. Dacă una din mărimi se micșorează, atunci și cea de-a doua mărime se micșorează de același număr de ori. Memorizăm. Între două mulțimi ordonate de numere nenule, mulțimea A, care este alcătuită din elementele A1, A2 și așa mai departe, AN, și mulțimea B, alcătuită din elementele B1, B2 și așa mai departe, BN, există o proporționalitate directă dacă A1 către B1 este egal cu A2 către B2, este egal și așa mai departe, este egal cu AN către BN și egal cu K, unde K se numește coeficient de proporționalitate. Aplicații. Aflați numărul X, știind că numerele 3, 5 și 8 sunt direct proporționale, respectiv cu numerele X, 10 și 16. Utilizând noțiunea de mărimi direct proporționale, putem afirma că avem următorul șir de rapoarte egale. 3 se raportă la X, după cum 5 la 10, după cum 8 la 16. Deci această scriere am făcut-o reieșind din noțiunea de șir de rapoarte egale și noțiunea de mărimi direct proporționale. Pentru a determina valoarea lui X, vom scrie următoarea proporție. 3 se raportă la X, după cum 8 la 16. De unde aflăm termenul necunoscut al proporției X este egal cu 3 înmulțit cu 16 împărțit la 8. 8 cu 16 se simplifică, la numărător rămâne 2, la numitor 1. Și în așa mod obținem că X este egal cu 6. Deci, numărul necunoscut este 6. Poftim, stimați elevi, în această sarcină am utilizat noțiune de mărimi direct proporționale și șir de rapoarte egale și aflarea unui termen necunoscut al proporției. Complicăm un pic situația. Numerele X, Y și 16
sunt direct proporționale respectiv cu numerele 27, 36 și 48. Aflați numerele x și y. Din noțiunea de mărimi direct proporționale, alcătuim șirul de rapoarte egale. X se raportă la 27, la fel cum y se raportă la 36 și la fel cum 16 la 48. Pentru a determina pe x, vom scrie proporția. X se raportă la 27, la fel cum 16 la 48. De aici putem afirma că x va fi egal cu, înmulțim mezii 27 cu 16 și împărțim la extremul 48. Efectuăm simplificarea. 16 cu 48 se simplifică prin 16, la numărător obținem 1, la numitor 3. 27 respectiv împărțit la 3 este egal cu 9. În așa mod, stimați elevi, am găsit valoarea numărului x. Pentru a-l determina pe y, scriem proporția. Y se raportă la 36, după cum 16 la 48. Din această proporție îl aflăm pe y. Y va fi egal cu, înmulțim mezii 36 cu 16 și împărțim la 48. Respectiv, la fel, 16 cu 48 se simplifică, rămâne 1 și 3, 36 împărțit la 3 este egal cu 12. În așa mod, stimați elevi, scriem răspunsul. Așa. Deci, numărul x este egal cu 9, y este egal cu 12. Am răspuns la întrebarea problemei. Din nou, am utilizat noțiunea de mărimi direct proporționale, șirul de rapoarte egale și aflarea unui termen necunoscut al proporției. În continuare, vom rezolva o altă situație. Împărțiți numărul 56 împărți direct proporționale cu numerele 2 întreg și 3 zecimi și 4 întreg și 7 zecimi. Dacă se spune că numărul 56 este împărțit în două părți, facem concluzia, care sunt direct proporționale cu numerele 5 întreg și 3 și 4 întreg 7, deci noi scriem că 56 trebuie să fie egal cu x plus y, unde x și y sunt părțile necunoscute care sunt direct proporționale cu numerele 2 întreg și 3 zecimi și 4 întreg și 7 zecimi. Deci, vom utiliza noțiunea de șir de rapoarte egale și de mărimi direct proporționale. Dacă x și y sunt direct proporționale cu 2 întreg și 3 zecimi și 4 întreg și 7 zecimi, asta poate fi scris. X se raportă la 2 întreg și 3 zecimi, la fel cum y la 4 întreg și 7 zecimi. Am învățat tema șir de rapoarte egale. Deci putem scrie că aceste rapoarte vor fi egale cu x plus y către 2 întreg și 3 plus 4 întreg și 7. Valoarea sumei x plus y va fi 56. 56 se raportă la 7. 56 împărțit la 7 este egal cu 8. În așa mod, am aflat valoarea fiecărui raport. Este 8. Respectiv, vom putea afla numerele x și y. X se raportă la 2 întreg și 3 și valoarea acestui raport este 8. De unde putem afirma că x este egal cu 2 întreg și 3 înmulțit cu 8, care respectiv va fi egal cu 18 întreg și 4 zecimi. Y se raportă la 4 întreg și 7 și acest raport are valoarea 8.
Deci, Y va fi egal cu 4 întreg și 7 de înmulțit cu 8 este egal cu 37 întreg și 6 zecimi. Am aflat valoarea lui X și valoarea lui Y. Deci, X este egal cu 18 întreg și 4 zecimi. Y este egal cu 37 întreg și 6. Și atunci numărul 56 poate fi scris 18 întreg și 4 adunat cu 37 întreg și 6 zecimi. Această problemă poate fi rezolvată și prin a doua metodă, anume, dacă mărimele sunt direct proporționale, mărimele X și Y, cu 2 întreg și 3 și cu 4 întreg 7, aceasta putem scrie X se raportă la 2 întreg și 3, după cum Y la 4 întreg și 7 și aceste două rapoarte au aceeași valoare K, unde K e clar că este un număr nenul. Deci, de aici putem afirma că X este egal cu 2 întreg și 3 K, iar Y este egal cu 4 întreg și 7 K. Acum, știind că X plus Y este 56, alcătuim ecuația. 2 întreg și 3 K plus 4 întreg și 7 K egal cu 56. 2 întreg și 3 K plus 4 întreg și 7 K este 7 K egal cu 56, de unde K este egal cu 8. 56 împărțit la 7. Atunci putem afirma că X este egal cu 2 întreg și 3 înmulțit cu 8, care este egal cu 18 întreg și 4 zecimi, Y este egal cu 4 întreg 7 înmulțit cu 8, care respectiv va fi egal cu 37 întreg și 6. Obținem același rezultat că numărul 56 poate fi scris ca suma a două numere, 18 întreg și 4 plus 37 întreg și 6 și aceste numere sunt direct proporționale cu 2 întreg și 3 zecimi și 4 întreg și 7 zecimi. Deci, stimați elevi, v-am prezentat o situație, o problemă care poate fi rezolvată prin două metode. Prima metodă, utilizând noțiunea de șir de rapoarte egale. A doua metodă, utilizând noțiunea de valoare a raportului și știind că șirurile egale, că rapoartele egale au aceeași valoare. Următoarea sarcină. Întărim ceea ce am învățat și vă propun să împărțim numărul 144 în părți direct proporționale cu numerele 4, 5 și 7. Adică, numărul 144 trebuie să împărțim în trei părți, X, Y și Z, încât sunt direct proporționale cu 4, 5 și 7. Asta poate fi scris. X se raportă la 4, după cum Y la 5, după cum Z la 7. Din enunțul problemei rezultă că suma X plus Y plus 7 plus Z este egal cu 144. Respectiv, voi rezolva această problemă utilizând prima metodă și anume șir de rapoarte egale. Deci noi putem scrie că dacă X se raportă la 4, la fel ca Y la 5, la fel ca Z la 7, atunci și suma X plus Y plus Z se raportă la 4 plus 5 plus 7, care va fi egală cu 144 împărțit la 16 și valoarea acestui raport, acestor rapoarte, va fi 9. Deci, acum vom determina fiecare necunoscută. Avem X se raportă la 4 și valoarea este egală cu 9 raportului. Deci, de aici putem afirma că X este egal cu 9 ori 4, cu 36. Dacă Y supra 5 egal cu 9, de aici putem afirma că Y este egal cu 5 ori 9, cu 45.
Dacă Z supra 7 este egal cu 9, de aici putem afirma că Z este egal cu 7 ori 9, care este egal cu 63. Deci, am găsit părțile necunoscute și atunci numărul 144 eu pot să-l scriu ca sumă de 36 dintre 45 și 63. 144 este egal cu 36 plus 45 plus 63. Pentru a realiza următoarea sarcină, vom utiliza metoda a doua și anume faptul că nu cunoaștem noțiunea de șir de rapoarte egale atunci când ni se dă produsul numerelor. Deci, enunțul sarcinii. Determinați numerele naturale x, y, z, știind că sunt direct proporționale cu numerele 2, 3 și 8 și că produsul lor este 1296. Faptul că numerele naturale x, y și z sunt direct proporționale cu 2, 3 și 8, acest lucru vom scrie în felul următor. X se raportă la 2, după cum Y la 3 și după cum Z la 8. Se dă produsul acestor numere, adică X înmulțit cu Y înmulțit cu Z, este 1296. Reieșind din faptul că proprietatea șirurilor egale, de rapoarte egale, nu se extinde asupra produsului, vom rezolva problema dată utilizând K, unde K e clar că trebuie să aparțină numerelor naturale nenule. Deci, valoarea acestor rapoarte va fi K, unde K aparține numerelor naturale nenule, deoarece în problemă se spune că numerele X, Y, Z sunt naturale. Deci, X supra 2 este egal cu K. De aici putem afirma că X este egal cu 2K. Respectiv, Y egal cu supra 3 egal cu K. Rezultă că Y este egal cu 3K. Z supra 8 egal cu K. De aici rezultă că Z este egal cu 8K. Deci, vreau să lămuresc încă o dată de ce K este un număr natural nenul. Dacă K ar fi nul, atunci și X, Y și Z ar fi numere nule și produsul lor niciodată nu va fi egal cu 1296. Acum, substituim valoarea lui X, Y și Z în acest produs. Obținem 2K înmulțit cu 3K și înmulțit cu 8K, este egal cu 1296. Deci, acest produs va fi 48K la puterea a treia, fiindcă, stimați elevi, cunoașteți că la înmulțirea a două puteri, exponenții se, și a mai multe puteri, exponenții se adună. K înmulțit cu K înmulțit cu K este K la a treia. Deci, 48K la a treia egal cu 1296. De unde K la puterea a treia este egal? 1296, dacă împărțim la 48, obținem 27. Deci K egal cu 3, fiindcă 3 la puterea a treia egal cu 27. Acum putem afirma că X este egal cu 2 înmulțit cu 3 cu 6. Y este egal 3 ori 3, 9. Și Z este egal 8 ori 3, 24. În așa mod, am determinat numerele naturale X, Y, Z, 6, 9, 24, care sunt direct proporționale cu numerele 2, 3 și 8 și produsul lor este 1296. Aici am finalizat lecția. Sper că cele studiate vor fi de folos,
Vă mulțumesc pentru atenție și vă zic pe curând!